Activismul familial într-o societate democratică. Aceasta a fost tema dezbaterii ce a avut loc astăzi în sala Vasile Pogor a Primăriei Municipiului Iași. Participanții au vorbit despre familie și în special despre statutul familiei tradiționale în societatea românească. Dezbaterea a fost organizată de Asociația Familia Tradițională în parteneriat cu Facultatea de Științe ale Comunicării din cadrul Universității Apolonia și Primăria Municipiului Iași. Familia românească s-a retras în apartament sau în curte și este mai puțin prezentă în societate și mai puțin activă în opinia mea. Am încercat să găsesc câteva argumente pentru comportamentul de astăzi și am constatat că, într-adevăr, urbanizarea societății ne atomizează, ne individualizează, adică în marea masă ne pierdem. Dacă în societatea rurală familia este importantă pentru că cei 7 ani de acasă se văd pe stradă și între vecini, astăzi cei 7 ani de acasă în scara blocului sunt mai puțin prezenți sau mai puțin vizibili. Sau dacă sunt vizibili, sunt necorectați pentru că lumea este mai puțin preocupată. Societatea s-a tehnologizat și prin tehnologizare am ajuns să ne atomizăm comportamentul în sensul în care comunicăm mai bine pe Facebook sau pe altă formă de socializare decât să ne întâlnim și să discutăm despre ceea ce se întâmplă cu noi. Și cred că am ajuns și la o doză de egoism, în sensul în care este mai confortabil să fim singuri, este mai confortabil să fim sau să avem ceva decât să fim ceva. Ieșenii sunt invitați să participe și mâine la dezbaterea Iarna demografică a României Europei. Dezbaterea va avea loc la ora 17 la Casa Armatei din Iași.